Generația cu numărul 200 a început noul an universitar la cea mai mare școală de ingineri din România, Universitatea Politehnică din București. Tinerii studenți au pășit încrezători în noul anfiteatru, chiar dacă mulți au fost nevoiți să stea în picioare. De la istoricul eveniment nu puteau lipsi nici politicienii. Ministrul Educației Valentin Popa, Ecaterina Andronescu și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care l-au urat studenților succes în noul an și i-au încurajat să rămână în țară și după finalizarea studiilor. Studenții din generația aniversară cu numărul 200 s-au îngrămădit dimineață în noua aulă a Politehnicii din București pentru a participa la deschiderea anului universitar. Singuri sau însoțiți de părinți, studenții s-au așezat la locurile marcate în funcție de facultatea la care au fost admiși. Sunt la FAIMA, la antreprenoriat. Mă pasionează lucrul cu oamenii, mă pasionează tot ce înseamnă o afacere. Am vrut să mă specializez pe domeniul ingineresc, în special pe transporturi. Primul care le-a vorbit studenților a fost rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu, care i-a asigurat pe aceștia că au făcut alegerea bună venind la această universitate. Potrivit statisticilor, peste 85% din absolvenții Politehnicii reușesc să se angajeze în domeniile pentru care s-au pregătit la facultate. Acesta este locul unde au fost educați o bună parte dintre liderii celor mai mari companii și multe, foarte multe personalități care scriu și astăzi istoria României. De la eveniment nu a lipsit nici actualul ministru al educației, Valentin Popa, care l-a vorbit studenților și cadrelor didactice despre măriri salariale. Iată că începem un an universitar nou, cu salarii pentru cadrele didactice și personalul din învățământ mai mari cu 25%. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici i-a asigurat pe studenți și pe absolvenți de tot sprijinul ministerului pe care îl conduce și și-a început discursul printr-o glumă. Nu știam că se mutase termenul de începere a anului universitar. Bine, nu știam eu nici când eram student, când începe anul. Pe lângă urările de succes adresate tinerilor studenți, politicienii au ținut să-i roage pe aceștia să rămână în țară și după finalizarea studiilor. Lucru cu care studenții par să fie de acord, cel puțin pentru moment. Prefer să rămân în țară pentru că îmi iubesc țara destul de mult. Aș vrea mai mult să rămân în țară. Nu știu, îmi place aici. Peste 30.000 de studenți vor învăța anul acesta la cele 15 facultăți ale Politehnicii din București. Universitatea Politehnică din București a fost inclusă anul acesta în top 500 ale celor mai bune universități din lume, în clasamentul Shanghai.